Doamnelor și domnilor, cu o vorbă și jumătate, atât are voie Polina Gheorghe să vorbească, doar o vorbă și jumătate, că Polina este om de radio și Polina vorbește atât de frumos încât asta trei zile să o ascult. Numai că atât îi dau o vorbă și jumătate. Este un om tare drag, Polina Gheorghe, un om minunat, o artistă cu o voce specială și cu un repertoriu extraordinar. Niciodată nu a alergat după un succes ieftin, a rămas fidelă satului. Să rămână, bună seara! Georgel, banii se duc, ne ducem și noi și rămâne în urma noastră ecoul faptelor și al valorii care o lăsăm noi în urma noastră pe pământ. Și tu să mai cânti cântecul acela cu ibricul. Cu țuica, cu ibricul. Pentru că mi-aduce aminte de copilărie când ai mei ferbeau țuica pe plită. Un moment foarte frumos, mi-ai trezit atâtea amintiri atunci. Sunt vorbe din lumea satului. Da. Uite, am venit pentru Elena, în primul rând. Este un om de onoare, este un om de cultură și o interpretă cu un repertoriu extraordinar. Elena Chirică este și o mare creatoare, dar cu responsabilitate face aceasta. Felicitări, Elena, felicitări domnului Petriman, care a știut să pună repertoriul tău frumos în valoare, pentru că tu meritai aceasta. Ești între interpreții de primă mână ai Dobrogei. Așa la este. Mulți ani cu sănătate. La mulți ani. Te îmbrățișez cu drag. Dumnezeu să te ocrotească. Și să rămâneți prietene, să rămâneți colege. Mulțumesc, Polina Gheorghe. Ești omul de radio, profesionistul, ești poetul, ești interpretul mare, dar ești și omul cu suflet de aur. Așa pentru este, mine. Polina Gheorghe, un om cu Mulțumesc suflet de suflet. Aur. La halbim și negustorii cu punga de călbioare,